Consumul de alcool, consumăm alcool în cea mai mare parte în momentele de socializare. În momentul în care consume alcool și de unul singur, fără să ai niciun fel de eveniment care să predispună mm -hmm. la consumul respectiv, înseamnă că sigur e o dependență. Iar starea de agitație deja este un semn, prim semn de sevraj. Insomnia, irascibilitatea, transpirațiile, o stare generală proastă care se reglează foarte repede după ce ai luat câteva guri de alcool. Este exact momentul în care trebuie să ne punem problema că avem o dependență. Vedeți, și aici multă lume refuză, ați văzut, ați căutat explicații. În altă parte. Sunt obosit de la emisiune, stresat, nu m-am gândit niciun moment că alcoolul poate fi sursa. Problema la alcool este că, fiind ieftin, fiind accesibil și existând deja multiple posibilități de a-l consuma, e clar că e una din adicțiile care poate să apară cu foarte mare ușurință. Uh, și sunt foarte multe studii, uh, în anii 70-80, pe șoricei. Au făcut unii studii și au dat, uh, au împărțit uh, șoricei în două grupuri. Uh, unii au băut doar apă, unii au băut doar alcool și după o perioadă de timp au fost puși în comun și li s-a pus și apă și alcool. Cei care au băut alcool sau au dus au băut doar alcool, cei care au băut apă au băut doar apă. Deci este clar că dependența apare destul de repede. Și cred că elementul cel mai important este să, consum, să nu consumăm alcool continuu. Greșala, uh, beau puțin. Uh, beau uh, un, două pahare de vin la o masă. Nu, un, nu e mare lucru. Problema e că bând în fiecare zi, dependența apare și foarte ușor îți dai seama că te vei duce la masă și primul lucru te gândești ce să bei este primul element. Deci de aceea cred că dacă ar fi să mă, așa ca, să mă întrebați ca sfat decât să bei continuu, cantități mici, mai bine te înveți odată. Nu sunt adeptă, adică nu spun că face bine. Da. Dar din perspectiva instalării adicției, mai bine bei odată ca lumea, decât să bei în fiecare zi cantități mai mici de, de alcool. Chestia asta cu băutul în weekend este o chestie veste-europeană. Am trăit-o, am fost acum câțiva ani de zile la un congres în Copenhaga și sâmbătă seara erau căzus pe jos. Da. Și a doua zi, duminică, am ieșit în oraș, nu mai era nimeni. Și am întrebat pe Barman, dar de ce astăzi unde sunt? Și a zis nu, că ei se îmbată doar sâmbătă seară, pentru că duminica se recuperează, să înceapă luni lucru. Sigur că rata de adicție este mai mică, pentru că având posibilitatea să nu bei deloc pe parcursul săptămânii, e un lucru care duce la detoxificare și dă posibilitatea uh, creierului să nu mai fie sub influența alcoolului și să creeze starea de adicție. Problema aici este că uh, studiile, uh, de exemplu, am urmărit. Uh, în ultima vreme și noi am avut uh, uh, ediții speciale despre uh, consumul de alcool, și în uh, podcastul lui uh, uh, Huberman vorbește da. despre efectele alcoolului și studiile citate, la care eu m-am dus mai mm -hmm. departe să văd exact despre ce e vorba, uh, și da, se pare că așa e, uh, să părăsească uh, corpul cu totul. E nevoie de o perioadă de între 2 și 6 luni. Mm -hmm. Apoi este această problemă că distruge tot, adică și celule bune și rele, și bacterii, și apropo de ce curăță mm -hmm. alcoolul. Mm -hmm. Și mai e chestia asta că și un pahar pe zi sau șapte pahare la sfârșit de săptămână înseamnă tot consum. Mm -hmm. Înseamnă tot consum. Și mai trebuie să ne uităm la un lucru, nu doar alcoolul, o parte din metaboliții alcoolului sunt extrem de toxici. Acetaldehida mm -hmm. este primul metabolit după ce este supus alcoolul etilic metabolizării. Acetaldehida este identificată ca un factor cancerigen. De aceea, incidența cancerelor, în special în zona digestivă a pacienților alcoolici, cancerele gastrice, cancerul pancreatic, cancerul hepatic, sunt cauzate de acest nivel mai mare de acetaldehidă. Acetaldehidă este și responsabilă de starea de rău, de mahmurea la aia, pentru că e un produs toxic pentru organism și îți determină o stare de rău cu greață, vomă, dureri de cap. Mai mult decât atât. Alcoolul nu trebuie să-l privim toxic doar el și fac metaboliții lui. El consumă ca să fie metabolizat niște cofactori. Cofactori cum ar fi vitamine din grupul B-ului. Vitamina B1, de exemplu, e dovedit faptul că alcolici au nivele mai mici de vitamină B1, cu atât mai mult dacă nu se alimentează corespunzător și de multe ori e asociat e asocierea asta dintre alcolic și pacient malnutrit pentru că nu mănâncă ce trebuie. Fie că nu are timp să mănânce, fie că nu mai are bani să mănânce. Și atunci acest deficit de vitamine din grupul B-urilor uh, duce la apariția unor complicații neurologice. Este iarăși foarte clar dovedit că performanțele intelectuale ale alcolicilor sunt uh, mai mici comparativ cu persoanele care nu consumă alcool, pentru că se produce această depleție, acest consum al uh, unor vitamine indispensabile în funcționarea neurologică. De asemenea, polineuropatia alcoolică, acea afectare neurologică periferică, pacienții cu alcooli simt niște furnicături la nivelul membrelor, le este afectată capacitatea uh, fină, tactilă, nu mai pot uh, să lucreze în anumite, în anumite zone unde au nevoie de finețe. Deci sunt, iată, foarte multe lucruri care pot, până să facem ciroză ciroza hepatică, sigur, este cea mai gravă complicație pe care o detene alcoolul. Dar trebuie să ne gândim până ajungem acolo la această incidență mai mare a unor forme de cancer, la această afectare neurocognitivă. Pacienți care sunt cu capacitatea intelectuală, memorie, gândire, atenție, sunt reduse prin consumul de alcool. Deci eu cred că problema e mai degrabă medico-socială când privim consumul de alcool la rate mai mici care nu determină intoxicații acute. Și nu se vorbește deloc despre efectele, că asta mi se pare foarte important, efectele alcoolului la aceste cantități foarte mici asupra creierului. Că toată lumea se gândește la ficat când se gândește la alcool uh -huh. și, domne, poate un ulcer, poate o chestie, poate... dar nimeni nu se gândește că ei decizii mult mai proaste pentru tine, uh -huh. pentru ai tăi, pentru tot ce se întâmplă, atunci când consum mai mult decât atât. Am văzut niște scanări foarte interesante. Le-a arătat și doctorul Eamon, celebrul psihiatru al vedetelor, uh -huh. să zic așa. În timp, 4, 5, 6, 10 ani, pacienți cărora li s-a scanat creierul uh -huh. și s-a constatat o micșorare inclusiv fizică, uh -huh. a creierului. Da, pentru că apar tot felul de forme de demielinizare uh, și, din păcate, aceste forme de demielinizare sunt irreversibile în, și neuronii din sus sunt irreversibili. Dar, vedeți, uh, la alcool e un paradox. De ce bem alcool? Bem alcool pentru că ne dă o stare de euforie, produce o mai bună socializare, dar, în realitate, foarte mulți din pacienții alcoolici sunt depresivi. Pentru că, uh, și cred că asta nu e doar la alcool, am regăsit-o și la alte adicții. Faptul că pendulăm între niște realități, între realitatea noastră cotidiană și beție, e o diferență foarte mare. În beție avem impresia că suntem mult mai uh, uh, bine decât în realitate, avem o stare falsă de, de fericire și ulterior ne trezim a doua zi de dimineață, rea realizăm că ne-am îmbătat, există și o culpabilizare a faptului că iar ne-am îmbătat și această pendulare între realitate și uh, vis, între culpabilizare, determină o stare de depresie. Mulți pacienți uh, alcoolici ajung să fie tratați de psihiatri pentru tulburări depresive. Deci, cred că uh, când ne decidem să bem pentru a ne simți mai bine, trebuie să ne gândim că există și șansa și posibilitatea sau neșansa să ajungem de la dependența de alcool la o tulburare psihiatrică pe care care alcoolul o induce. Însă ceea ce mi se pare extrem de grav este folosirea alcoolului la perioada adolescenței. Pentru că acționează la nivelul unui creier în formare, modificările inițial sunt fiziologice, adică modifică anumiți neurotransmițători, dar cu timpul, așa cum spuneați mai devreme, de scanările de creier, cu timpul produce și modificări structurale ale creierului. De aceea, americanii nu întâmplător au interzis consumul de alcool până la vârsta de 21 de ani, pentru că e vârsta la care considerăm că se cam încheie, după unii chiar mai târziu de 20 25 de ani. 25 de ani am citit eu niște da, studii. Așa se cam încheie dezvoltarea creierului, dar în România eu mai văd în continuare tineri sub 18 ani, că se văd că sunt niște copii hmm. care cumpără alcool și nimeni nu îi întreabă nimic. Și atunci te gândești cum va arăta o societate cu tineri care au dependență la alcool sau de substanțe psihoactive, care le modifică capacitatea intelectuală. Studiile populaționale arată că cei care consumă astfel de substanțe în perioada dezvoltării creierului vor avea o capacitate intelectuală redusă, cu un IQ mai mic. Și atunci ne gândim o societate peste 20 de ani cum va arăta dacă nivelul de IQ va fi influențat de aceste obiceiuri nesănătoase, cum e alcoolul sau substanțele psihoactive. De aceea, cred că politicile trebuie să se axeze pe programe de educație, astfel încât tinerii ăștia să știe, să li se spună o să fiți mai proști într-o societate concurențială decât cei care nu consumă. Și atunci, dacă vor face acest lucru, să-l facă într-o anumită cunoștință de cauză. Să nu ne trezim ulterior că vom avea o societate global bolnavă, pentru că nimeni nu a acționat prin educarea acestor tineri în perioada în care ei se formau. Asta e o mare problemă pe care acum, în timp ce vorbeați, mă gândeam că aproape tot ceea ce fac copiii de azi, făceam și noi la vârsta lor. Adică eu mi-aduc aminte de o zi în care uh, viața mea putea să schimbe cu totul, uh, în care am fost la un uh, prieten acasă, eram clasa a 10-a, uh, el uh, cânta la Tobe, uh, era într-o trupă, am mers la el acasă să mergem de acolo la școală. Și n-am făcut ceva de mâncare, era, uh, era imediat după 90, am mâncat, uh, mi-aduc aminte și acum, m-a marcat uh, experiența respectivă. Uh, uh, eu având-l pe taică-meu acasă cu probleme cu uh, alcoolul, aveam o repulsie, uh, ai mei și fumau foarte mult de aia, nici n-am fumat niciodată și aveam așa o. Dar ăsta, ai zis, hai să ne facem ceva de mâncare, ne-am făcut niște ouă prăjite cu parizer prăjit, era uh -huh. atunci, a, puneai și felia de parizer acolo și mâncam și el zice, bă am în beci țuică și vin. La Damigian. Și zic, băi, ești nebun, trebuie să mergem să scoatem și bem și noi un pic. Ca adulți. Da. Că merge acum cu... Și zice, bă... E? Și zice, hai, trage, el probabil a mai tras să trage mai de acolo. Eu, deci, țin minte că n-am băut în pahar când am ajuns în casă sus. Eu m-am îmbătat trăgând de vreo două ori, că nu știam cum să trage dintr-o damigeană și am tras cu furtunul ăla și am înghițit. Vreo, am luat de vreo două ori și m-am făcut praf. Și am plecat, ne-am urcat în tramvai, am ajuns la liceu, ne-am dat jos, m-am dus în clasă, rup de băuturi. Mort de beat la ore. Și am avut marele noroc că eu lucram atunci, vindeam ziare într-un chioșc, era uh -huh. și am putut să dorm cu cap pe bancă uh, ale mele colege, spunându-le profesorilor că am lucrat toată noaptea. Okay. Dar eu eram rupt de bet. Era <laughs> unul după amiază sau ceva de genul ăsta, că noi am băut dimineață și intram după amiază și eram... Uh, uh, adică și nimeni nu venea nici atunci, cum nu vine nici acum, să ne spună bă, nu beți... Uh, la noi uh, băutura, uite... Eu astăzi îmi dau seama că cu totul altfel ar fi trebuit, cu toții, din tot neamul și prieteni și toată lumea, să ne purtăm cu taicămi. Uh -huh. Pentru că el suferea de o boală. Adicția e o boală. Adicția este o boală. Noi credeam că e o problemă a lui de voință. Așa uh -huh. sunt tratați toți oamenii care au această problemă. Și, din păcate, descurajați să facă ceva. Aia e rușinați să recunoască uh -huh. că uh -huh. au o problemă. Adică, dacă ai o adicție, ești uh -huh. un nenorocit. Da, din păcate aici trebuie schimbată optica și percepția populației. Doar acest lucru trebuie făcut tot prin programe educaționale. Faptul că cineva are o dependență, el trebuie să fie tratat ca un pacient care are o nevoie de ajutor medical. Uh -huh. uh, mai e un lucru extrem de important pe care oamenii iarăși nu îl percep. Uh, alcoolul determină toleranță. Uh, el e metabolizat de o enzimă, se numește alcool de hidrogenază, uh, această enzimă se antrenează. Uh -huh. Cât bem mai mult, cu atât ea va fi mai activă. Asta înseamnă că va metaboliza mai repede alcoolul, asta înseamnă că vom ajunge la starea de euforie și starea de beție mai greu. Și evident care e următorul pas este să creștem cantitatea de alcool pentru ca să putem să ajungem la ceea ce ne dorim să, să ne inducă alcoolul. Toleranța nu face altceva decât să consumăm cantități din ce în ce mai mari de alcool. Am văzut chiar alcoolici care spuneau că nu le mai ajung 24 de ore să se îmbete pentru că nu mai ajung să se îmbete. Mm -hmm. Sau am mai văzut pacienți care beau alternativ un pahar de vin cu un pahar de țuică ca să poată ajunge la ambibație alcoolică suficientă să le producă starea de beție. Deci toleranța apare obligatoriu la oricine. Sunt e o chestie de câteva luni de zile până când această enzimă își intensifică uh, metabolismul, și atunci vom crește cantitatea, pentru că nu mai simțim niciun fel de plăcere atunci când bem alcoolul. Este primul risc în uh, realizarea dependenței. Întorcându-ne la copii, copiii, uh, dincolo de performanțele școlare și tot ce este afectat, alcoolul predispune la fapte antisociale pentru că discutăm de oameni care au un discernământ încă redus, discutăm de o percepție copilărească a realității, faptul că se urcă la volan ulterior sub influența alcoolului, faptul că de multe ori au nevoie de bani să-și procure alcoolul, astea nu sunt decât circumstanțe care îi pot împinge spre acte antisociale. S-a dovedit iarăși că copiii care beau alcool au absenteism școlar, pleacă de la școală pentru că nu o să bea la școală, și atunci trebuie să, să lipsească, lucrul să duce global la afectarea performanțelor școlare. Apropo de abordare cu vina și cu cum îi acuzăm pe oamenii care au o dependență, am citit de curând o carte foarte interesantă, vom avea și o serie la, la starea sănătății, se numește Ultra-Processed People oameni ultraprocesați și, mă rog, este pe zona de, de nutriție. Și acolo, citind cartea asta, mi-am mi schimbat și percepția față de obezitate, de pildă, mm -hmm. pentru că e cumva același lucru. Și chiar autorul spune, domnule, hai să nu mai zicem că e greșit să spunem că cineva este obez, mm -hmm. pentru că nu spunem cineva este cancer. Mm -hmm. nu, nu, nu poate fi definită persoana mm -hmm. respectivă prin, prin boală. boala respectivă. La fel, n-ar mai trebui să spunem, fac eu acum această legătură, cineva este alcoolic. Așa este. Nu? Nu. Și uh, din ton, mm -hmm. în momentul în care spui uh, un îl culpabilizezi. Da, 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 uh, da. Uh, aici e o mare problemă pentru că alcoolicul. E tentat să nu recunoască, ascunde cât mai mult. Sunt Am avut foarte mulți pacienți care au venit cu ciroză și când am vorbit cu familia să-i întreb dacă știu că bea, a zis, dar nu l-am văzut niciodată. Pentru că încearcă să se ascundă, tocmai din această culpabilizare. Pentru că uh, tindem să... Credem că alcoolicul este undeva la talpa societății, ceea ce nu e real. Uh -huh. El are într-adevăr o problemă cu adicția lui, dar acea problemă nu l face mai neom decât noi. Chiar și pe stradă mă hânește când am mai trecut pe stradă și am văzut un om căzut, despre care nu știam dacă e băut sau nu, treceau pe lângă și spuneau lăsați-l încolo de bețiv. Ceea ce nici măcar nu ne asigurăm Poate a un accident vascular Poate avea o altă problemă de sănătate Deja această anatemă că este un bețiv Era o chestie care îl scotea în afara societății Trebuie să schimbăm optica Optica trebuie schimbată și trebuie schimbată din școală Trebuie să avem astfel de programe educaționale Pe de o parte să învățăm pe tineri cum să folosească E clar că societatea nu poate scăpa nici de stupefiante nici de alcool, nici de fumat. Asta e clar. Uh -huh. E clar că vor fi unii care vor continua să facă lucrul ăsta. Dar trebuie să ne asigurăm dacă noi am făcut tot ca să-i informăm. Dacă ei vor face cunoscând toate riscurile, atunci este alegerea lor voluntară în deplinătatea tuturor informațiilor pe care le au. Dacă noi nu facem și ei devin, este vina societății. Tânărul respectiv n-are de unde să știe ce fac drogurile, dacă noi nu-l învățăm. Dacă nu l-am învățat, atunci societatea, când el va fi dependent, este principala vinovată. De multe ori, spunem, părinții n-au stat după copil. Ok, sigur, educația se face și în familie, părinții au și ei un rol important, dar tu ca stat trebuie să dezvolți politici de educație sanitară pentru populație. Dacă ei vor face lucrul ăla, atunci este doar vina lor. Dar dacă nu facem lucrul ăsta, suntem ca societate extrem, extrem de culpabilă. Și, din păcate, vedeți că există o diferență între vest și est. Țările Vestice, să știți că există această... Și acolo se consumă substanțe supefiante. Mult, da. Mult. Dar știți că rata de intoxicație acută e scăzută. Explicația, dacă vreți, în cuvinte simple, e una singură. Ăia știu cum să se drogheze. Ca să nu ajungă să moară, să nu ajungă la spital. Adică, chiar dacă fenomenul nu poate fi controlat în totalitate, măcar să reușim să reducem la minim efectele negative.